Domnule președinte, stimați colegi, declarația mea politică se intitulează Declinul Văii Jiului trebuie oprit. Spunem nu închiderii minelor din Valea Jiului. Alături de colegii mei, parlamentari de Hunedoara, spun un nu categoric închiderii minelor din Valea Jiului. Eșecul guvernului Cioloș este evident în toate domeniile, mai ales în ceea ce privește soarta minerilor și a minelor din Valea Jiului. Dacian Cioloș, în calitate de prim-ministru al României la acea vreme, a bătut palma pentru închiderea minelor, întocmind un calendar al măcelului. Dintr-o zonă importantă economic, Valea Jiului, un bazin carbonifer al României cel mai mare, prin închideri de mine și concedieri colective, devine o ruină. Destinul oamenilor din zonă este schimbat cu forța. Declinul Văii Jiului trebuie oprit. De ce guvernul Cioloș a luat hotărârea că exact cele două mine, care sunt cele mai productive, rentabile și furnizoare de cărbune, cu cel mai mare potențial energetic, să fie incluse în programul de închidere? Exploatările minere, Lonia și Lupeni. România nu trebuie să devină dependentă de importuri, să plece capul, să suporte majorări de tarife pentru energia electrică. Trebuie să se țină cont de veniturile salariale ale românilor. Guvernul PSD mărește salariile și pensiile, dar dacă deciziile guvernului Cioloș, conform calendarului, se aplică, să nu ne mirăm de ce rata inflației, de ce majorările de prețuri, să nu ne mirăm că banii primiți în plus, conform programului de guvernare, nu se simt în buzunarele românilor. Sezonul rece vine la pachet cu deficit de stocuri de energie. Pentru acoperirea acestora se apelează la importuri, generând costuri mai mari pentru consumatori. Principala resursă de producție a energiei electrice este cărbunele. Cum putem asigura necesarul de energie electrică îndeosebit pe timp de iarnă dacă închidem minele și punem nimic la loc? Cu ce înlocuim minele închise pentru ca sistemul energetic național să nu fie afectat? Ce facem cu oamenii care rămân fără locuri de muncă? Închiderea minelor din Valea Jiului fărâmițează complexul energetic Hunedoara, ceea ce duce la fapte și mai grave. Este posibil ca parțial populația din Valea Jiului, ca să se încălzește cu agent termic furnizat de CEH, să nu aibă cu ce se încălzi la iarnă, să nu aruncăm oamenii Văii Jiului înapoi în timp. Ca oameni, în primul rând și în calitate de parlamentar PSD ai județului Hunedoara, suntem împotriva închiderii minelor și condamnăm orice demers efectuat pentru închiderea minelor în Valea Jiului. Alături de toți colegii mei parlamentari PSD ai județului Hunedoara, rog toți factorii decidenți să susțină demersul de a opri transformarea Văii Jiului într-o vale a plângerii. Deputat PSD de Hunedoara, Ilie Toma.